Din scrisoarea întâi, Mihai Eminescu. Poți zidi o lume întreagă, poți s-o sfară, orice-i spune peste toate o lopată de țărână se depune. Mâna care au dorit sceptrul universului și gânduri ce-au cuprins tot universul în cap bine în patru scânduri. Or să vie pe-a ta urmă în convoi de mormântare splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturor va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelui tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. Ba să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă, neputând să te ajungă. Crezi că ori vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire care s-o încerca să arate că n-ai fost un lucru mare, că ai fost om, cum sunt și dânsii. Măgulit e fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul și prostaticele nărșile umflă un și cine în savan de adunări când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte, cu o ironică grimasă, să te laude în cuvinte. Astfel, încăput pe mâna oricărui, te va drege. Relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Ba, afară de acestea, vor cerca vieții tale să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale. Astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, toate micile mizerii în unui suflet chiloare.